o sărbătoare sfântă, un praznic împărătesc cu adevărat binecuvântat, plin de pace, de har și de adevăr, în cel de-al 13-lea an al aniversării reînvierii Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, cu înalt preasfințitul Mitropolit Andrei, ca întâi stătător al Mitropoliei noastre, iată, în cel de-al 7-lea an. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am întâlnit în comuniune de slujire, 8 ierarhi, în frunte cu înalt preasfințitul Andrei, cu poporul acesta binecuvântat din Cluj, dar nu numai, clujene, sunt oameni foarte credincioși și își iubesc mult catedrala, care este un simbol al românilor ortodoxi din municipiul Cluj-Napoca, dar și bistrițenii, și sălăjenii, și maramureșenii, și sădmărenii, toți au fost prezenți la această sărbătoare importantă, care este un dar al lui Dumnezeu pentru această parte a Transilvaniei, care sporește activitatea pastoral-misionară, care sporește activitatea socială, cultural-teologică, de ce nu activitatea cea mai importantă cu tinerii, pentru că din Maramureș și Cluj au început activitățile cu tinerii și aceasta pentru că Mântuitorul și Maica Domnului au iubit mult tinerii și copiii, însuși Hristos, făcându-se prunc pentru noi și pentru a noastră mântuire, acceptând să fie purtat în sânul Maicii Domnului pe brațele ei și să crească și să o îngrijească și să o iubească și să o ocrotească și să o dăruiască apoi bisericii sale, fiilor și fiicelor Bisericii lui Hristos, drept mama noastră a tuturor. Slavă lui Dumnezeu pentru această sfântă și dumnezeiască zi!